Cinci pâini. Doi țărani, cunoscuți unul cu altul, călătoreau odată pe un drum. Unul avea în traistă trei pâini, iar celălalt două pâini. De la o vreme, fiindu-le foame, au poposit la umbra unei sălci pietoase, lângă o fântână și s-au așezat să mănânce împreună. Tocmai când au scos pâinile din traistă, iată și al treilea țăran. Bună ziua, dați-mi vă rog frumos o pâine. Da, îți dăm. Am bun. Dacă vreți să aflați continuarea, veniți la Biblioteca Nicolae Titulescu și împrumutați cartea 5 pâini de Ion Creangă.